RTP, ipotezi incendiar despre posibilitatea suspendării lui Iohannis, care ar fi planul lui Dragnea Itericianu. Va fi lăsat pe umerii puternici de Atlas. Cristian Tudor Popescu crede ce suspendarea lui Klaus Iohannis ar fi imposibil, după ce președintele a refuzat revocarea FEDNA, iar în cazul în care coalia PSD-ALDE ar încerca acest lucru, actualul președinte ar câștiga. În condiile de fapt, plecând de la acest motiv, e imposibil să fie suspendat Klaus Iohannis NR, doar dacă le ia Dumnezeu minile. Dacă vor încerca o suspendare a președintelui, vom avea alegeri anticipate prezidențiale care vor fi câștigate de domnul Iohannis, la PAS. Nu vor face ceva. Sesizarea CCR, care înseamnă un atac la adresa președintelui, nu mai e vorba de covesii, va fi mult pus în balan de domnii Dragnea Itericianu. Nu cred că îi vor asuma sesizarea CCR. Eu cred că această sesizare va fi lăsat pe umerii puternici de Atlas ai doamnei Imunoglobina, autism. 20.20, a declarat Cristian Tudor Popescu, la Digi24. Președintele Klaus Iohannis a decis luni să nu revoce din funcție pe Laura Codroacovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupie. Astfel, eful statului nu decurs propunerii formulate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat, la scurt timp, pe Facebook, ce va sesiza Curtea Constituțională.